Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din seria asta de GTA San Andreas Multiplayer aici pe mund.eclipse.ro. Dacă vreți și voi să jucați pe SV-ul ăsta, aveți toate detaliile de conectare în descriere, de la, nu știu, DNS-ul serverului, adică, da, că oricum DNS-ul nu pun IP-ul, mund.eclipse.ro, până la forum, panel, server de Discord, toate cele le aveți în descriere, toate detaliile de conectare. Bun. Înainte de a începe acest episod, v-aș ruga extrem de mult să apăsați pe butonul de like, hai să strângem la videoclipul ăsta peste 250 de like-uri, cred că putem strânge, am văzut că nu prea v-a plăcut promovarea pe care am postat-o ieri, nu știu de ce, dar, na, aia acum. Bun, dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, poate strângem, poate reușim, poate facem o schemă, nu știu, poate facem luna asta, 7000 de abonați, ar fi ceva wow, deși e greu. Da, nu e imposibil, aș spune eu, și zic eu că o să putem face chestia asta. Să-mi dați un follow pe Instagram la Chelo4K dacă na, vreți să mă urmăriți pe Insta, mai un pic și fac și eu un cam mai vreo 30 de urmăritori, parcă. Am 970, mă rog, în fine, nu prea contează asta, dacă vreți să-mi dați follow, dacă nu, nu. Și dacă vreți să intrați pe serverul meu de Discord, aveți link în descriere, mai facem acolo caterincă un alta. Și acum sunt pe Discord cu băieții, doar că m-am pus pe mult ca să filmez, de asta se mai aude Discordul câteodată. Bun. Hai să vedem ce avem de făcut pe Eclipse. Mi-am făcut questurile, am făcut level 4 deja, am undeva la 5 ore jucate și probabil mulți ați intrat și pentru titlu. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Unde ai fost, mă, sancționată iurea? Sau care e chestia asta? Bun. Dacă în episodul trecut am avut Infernusul lui Tudor, de data asta avem Infernusul lui Efi. Da, i-am dat mesaj pe Insta. Bă, Efi, ia dă și mie o mașină că vreau să filmez. Sal, frate. Bun. Sunt 300 de jucători online. V-am spus, dacă vreți să jucați pe server, aveți toate detaliile de conectare în descriere. Eu vi-l recomand cu mare încredere. Și, na, bun. Deci, care e faza aia cu descrierea? Și până atunci, hai să vedem ce avem de făcut la Moon Pass sau Battle Pass, tot aia. Am văzut că mulți mi-a zis data trecută că, bă, de fapt, UFX, bă, nu prea știi să scrii Battle Pass. Ia uite-mă, frate meu, că știu. Vizualizez deja Battle Pass. Păzeamă. Bun. Dăm pe misiune, avem capitolul 1. N-am făcut în mare parte mai nimic. O să fac chestia asta cu kilometrii la vehicul personal. E mașina personală UEFI, deci se pune aici la quest. Deci puteți să faceți și cu alte mașini, nu doar a voastră, nu trebuie să fie neapărat personal a voastră. Poate să fie și a altui jucător. Bun, am făcut chestia asta, am făcut 22 pediuri într-o săptămână la Battle Pass. Și pe lângă asta mai e chestia asta cu 75 de colete la jobul postman, pe care cred că o să fac da off-camera astăzi. Nu știu, cred că o să fac și un live mai târziu pe la 5. Dacă vreți să intrați, apăsați acolo pe clopoțelul ca să fiți notificați. Și cred că se aud cum latră câinii pe afară. Nu mai poate omul să stea cu geamul deschis în 2020, mâncava-și gura voastră, că nu-i mai suport. Bun. Între timp ce ne plimbăm cu mașina și facem la Moon Pass acolo progres, hai să vorbim despre titlu. Bă, băieți, Nu știu, gen pe băiatul ăla pe care îl ajută cu ceva dacă își pune numele G-I-I-O-U, gen așa. Ar veni, dacă scrie cu caps, gen I-I-O-U, vine Chelo, practic, înțelegeți? Și așa ar fi fără, gen, nu e nicio diferență, na. Am uitat un băiat aici pe Moon, cu numele K-E-I-I-O-W, numele meu scris cu I, cu caps, ca să pară că sunt eu, și a început să-i înjure pe băieți și mi-a făcut un băiat, cred că era din taxi, habar n-am de unde era băiatul ăsta, hai să vedem dacă e Ion, Adrian. Nu e Ion. Mi-a făcut băiatul ăla reclamații mie că l-am înjurat. Moldy mi-a închis reclamația, mi-a dat mut și nu am avut 10 ore să fac reclamații, nu, 7 ore de fapt, să fac reclamații lui, am 6 ore în cap, să fac reclamații lui Moldy și am făcut un tichet, bineînțeles că s-a rezolvat, mi-a scos Wayfix sancția din LP și mi-a dat un mut, primise mut 30 de minute pentru insulte, dar ce vreau să vă, nu știu, să vă atenționez. Practic, legat de chestia asta, bă, aveți grijă întotdeauna, că mai sunt, nu doar în cazul meu, poate mă, gen, cine mai are numea să mă întorc ca și al meu, sau, nu știu, alt YouTuber care are, nu știu, nu pot să, nu vine acum un exemplu. Ce exemplu de YouTuber să vă dau? Ca să fie mai așa, sau, bă, sincer, nu vine acum niciun YouTuber în cap care filmează să-mi. Aveți grijă la cu cine vorbiți și alte chestii de genul ăsta, pentru că probabil nu e YouTuberul ăla, gen eu cel puțin nu eram ieri. Ieri s-a întâmplat chestia asta, eu nu mai intrasem pe Samp de pe 13, ieri sau alaltă, nici nu mai țin minte când a fost chestia asta cu mutul, pentru că nu mai interesa asta, așa că vedem aici în e-mails. Pe 14, na. Deci eu pe 14 n-am fost pe server, am fost ultima dată pe 13 parcă, mă rog, în fine. Și na, vreau să vă anunț, să vă spun de fapt, să vă atenționez, să cum vreți voi să o luați, aveți, să o luați.
Aveți grijă la chestia asta, pentru că nu întotdeauna și puteți să vă luați și țeapă. Nu știu, credeți că sunt eu, nu verificați, nu dați ID și dacă vă cere bunuri, nu știu, îi dați bunuri și de fapt nu mi le dați mie dacă chiar e, dar eu oricum nu vă cer bunuri. Dacă vreți să-mi dați ceva pe server, puteți să-mi dați doar dacă sunt eu 100%, dar nu vă cer eu. Doar dacă vreți să-mi dați cum ar fi, nu știu, pare cam ciudată chestia asta ce o spun acum. Dar, na, sper că înțelegeți unde vreau să ajung. Deci aveți grijă la chestia asta că nu e ok. Pe lângă asta, dacă îmi jura la staff-ul, îmi luam bani, așa mi-am scăpat doar cu un mut de la un admin, deci, da, nu știu. Bun, mod pe care l-am postat e pe canal, dacă vreți să intrați, îl găsiți pe canal, a fost un mod foarte cerut. La fel de cerut a fost și download-ul, pentru că a picat, mă rog, a picat, a blocat să ia de la Google link-ul de download pentru, nu mai țin minte, câteva ore, pentru că erau prea multe accesări, ok. Și, na, nu știu ce să zic. Văd că vă place mult pe ăsta, dar nu înțeleg de ce, că n-are nu știu ce. A, da. Și m-ați întrebat foarte mulți că, bă, de ce nu-mi pornește jocul în full screen? Frate, e un mod fixes.asi și fixes.ini. Ăsta ar fi modul. Dacă știți astea două fișiere din fișierul principal al jocului, din folderul principal, o să vă pornească jocul în full screen. Eu nu am făcut din chestia asta să mi-l pornească în full screen, pentru că Sampu se buguiește dacă tot îl bagi în bară, dacă tot îl scoți, înțelegeți? Și de asta am zis, bă, îl pornesc direct așa și uitați cum se vede. Deci, pe mine nu mă deranjează cu nimic, am două monitoare. Probabil pe cei care aveți un monitor, da, vă deranjează. Dar nu mai, gen, scăpați de anumite buguri de la Sam, nu știu. Câteodată se mai buguiește timestick-ul, sunetele și erau enervante, gen, cel puțin cât timp eu aveam bugul respectiv cu sunetul, când tot auzeam că bubuie ceva lângă mine sau alte chestii de genul ăsta. Era enervant și am zis, bă, am vorbit cu Colby, i-am cerut Colby modul, că de la Colby l-am luat și gata, am rezolvat, nu mai se întâmplă chestia aia. Bun, vine rolul într-o oră și 12 minute, cred că o să stau să-l iau, pentru că trebuie să fac acolo level, că vreau să intru într-o facțiune, chiar că hai să văd dacă scrie în factions, ce level îmi trebuie pentru o anumită facțiune, hai că scrie dacă-i. Ce level îmi trebuie pentru Hitman? Hai că am întrebat pe noi să vedem dacă ne ajută vreun helper. În care-s helperion? Helpers. Uhu, 5 zel, Seneca, Kilayu, așa, bun, Max Stein și Envy, ok. M-am gândit să intru un Hitman aici, sau nu știu, să intru un PD. Lăsați-mi acolo în comentarii în ce facțiune vreți să intru pe mod. Pentru că eu chiar nu știu, adică m-am tot gândit, dar parcă n-aș intra în Mafii. Nu știu. Nu neapărat că nu am timp, pentru că orele de la 6 la 8, e perioada asta cu carantina, timp ar fi, doar că după. Că, na, din moment ce o să faci un anumit număr de zile, ce o să fac un anumit număr de zile într-o mafie, vă dați seama că aș vrea și eu un lider, un câvă și nu prea aș avea cum să mă ocup după. Pentru că carantina asta nu se ține la nesfârșit, din câte am înțeles peste o lună deja începe și școala și, na, nu știu, ar fi cam greu. Dar, mă rog, acum... ce o fi, o fi, vedem. Lăsați-mi în comentarii în ce facțiune vreți să intru pe Moon. Unde credeți voi că m-ați vedea pe mine? Și dacă chiar vreți mafie, nu știu. Mie așa să intru în mafie, pentru că știu cum e treaba cu mafiile și în 2020 nu prea mai e Caterinca să te joci în mafie. Acum, na, vedem. Bun. Payday-ul vine în 5-3 de minute. Cât am făcut, mă, la Moon Pass, la misiuni? Moon Pass. Hai să dăm pe misiuni. Cred că o să-mi cumpăr varianta aia premium. 61 din 450. Mamă, dar trebuie să mă plimb câvă cu info, că nu se fac chiar atât de ușor kilometri. Ok. Nu știu care e treaba cu jobul ăla postman. Nu mi-aduc aminte să-l fi făcut și... trebuie să văd, oricum. Mă rog, în fine. Ăsta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo pe butonul de like. Hai să strângem 250 de like-uri, știu că putem. Cei care sunteți noi să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și totodată dacă vreți să-mi dați follow pe Instagram și să intrați pe serverul meu Discord, aveți link în descriere, nu mai mă lungesc. Și voiam să vă mai spun încă o dată de live, dacă vreți să intrați pe live, probabil că o să fac unul pe la 4, 5 și ceva de genul. Apăsați acolo pe clopoțel și primiți notificare când o să fac live. Mă rog, ăsta ar fi videoclipul. Re!